Bun găsit, prieteni! Urmează o poveste, dar nu cea clasică, cu Jiminy, cu Pinocchio, cu Jiminy, vă amintiți că era prietenul lui Pinocchio și de fapt era vocea conștiinței lui Pinocchio, ci urmează o poveste modernă, cu oameni din zilele noastre, o poveste în care puteți intra și voi oricând, pentru că e o poveste cu o echipă numită Jiminy, care este și ea o voce. O voce care se exprimă însă în feluri variate, creative, interesante și un exemplu, doar vârful icebergului acestei povești, Jiminy, este faptul că au inventat o aplicație ce te bate puțin la cap pe parcursul zilei cu niște întrebări, dar la finalul zilei îți face un clasament al stărilor de spirit din acea zi. Povestea asta o să o aflați de la unul dintre membrii echipei, Jiminy, care este aici și care abia așteaptă să termin prezentarea și să vă spună ei toată povestea. Așadar, salut Ana, Mihai, Dragoș. E o parte din echipa Jiminy, să clarificăm atâta lucru, nu? Da. O parte. Cât de mare e echipa? Foarte. La microfon. Nu uitați să-l folosiți cu încredere. Echipa... Spune tu, Mihai. Echipa e destul de mare și echipa aplicației care a crescut primul nostru produs online. Chestia asta despre care spuneam eu când vă prezentam, exact, nu? Care pune întrebări și îți face clasament. Echipa asta este una și în unele puncte s-au intersectat cele două echipe, iar echipa care se ocupă de a da mai departe comunității din Cluj deocamdată, este mai mare și este într-o mare măsură alta. Noi suntem cei care facem legătura cel mai mult între cele două echipe și acum povestea asta mai puțin clasică de care zicea tot Jiminy. Povestea modernă și lasă-mă exact să spun cu trăznaia asta de mood tracker. E o trăznaie pentru că face ceva nou, face ceva diferit. Conceptul nu-i nou în sine, adică da, e o unealtă. Da, mi-a plăcut că voi la un moment dat, în alte contexte, spuneați că lucrul ăsta, să-ți evaluezi stările de spirit într-o zi, poți să-l faci și cu creionul în mână. Exact. Dar te vezi făcând asta în viața de zi cu zi, umblând cu un cărnețel după tine. Astăzi. Exact. Și chiar dacă, să zicem, treci către unelte mai moderne, treci către telefon, și ar trebui să reacționezi de fiecare dată când se întâmplă ceva neutru, bun, rău, să te oprești, să te gândești, să scoți telefonul, să deschizi aplicația în care notezi și să te apuci să scrii. De cele mai multe ori cred că nu o să faci chestia asta. Cred că n-ar fi exagerat să spunem că nu, nici vorbă. Exact. Și atunci ce ne-am gândit noi, acum originile ideii și de ce această unealtă importantă ține mult și de partea de workshop-uri despre care o să vorbească mai departe un pic Ana, dar... Am spus eu că doar vârful icebergului. În aplicația asta e vorba despre conștientizare și aplicația asta e un mood tracker, că așa și zice Jiminy mood tracker, o aplicație care te ajută să-ți urmărești stările. Bun, cum? Păi, te întreabă cum te simți. Că n-are de unde să știe. E inteligent telefonul ăsta care îl țin și eu tot timpul în mână, că greu mă abțin și acum să nu-l am în mână. Însă n-are de unde să știe cum te simți. Și atunci, challenge-ul nostru era să construim o unealtă care să găsească momentul perfect să spună întrebarea asta. Care e momentul perfect? E complicat și a fost complicat și până în momentul ăsta să găsim o metodă care garantat mai poate să fie îmbunătățită mult și avem o grămadă și o groază de idei, dar consultanții noștri... O grămadă de idei, groază nu vă este, nu de ele. Nu, dar consultanții noștri rămâneau ne-au învățat că e bine să ai multe, dar trebuie să te hotărăști care sunt cele mai importante și na, deocamdată am creat prima, aia de cea bază. Cea mai bună dintre cele posibile. Exact. Cea mai simplă, cu cel mai mult impact. Acum, ce e fain la aplicația asta, na, te ajută să știi cum te simți pe nesimțite. Că-ți cere... Discretă. Da.
Îți cere un input minim, tu doar trebuie să-i zici mă simt rău, neutru sau bine, desigur cu câteva puncte intermediare, adică foarte bine sau bine sau așa și așa, însă nu-ți cere decât atât și inputul în aplicație pe telefon se face cu o simplă mișcare a degetului pe ecran, după care ea se închide și tu poți să-ți continui viața mai departe. Deci, practic, e minimul de input care am putut să-l gândim care să nu-ți oprească viața. Dar rezultatele pe care le primești nu sunt doar în data de 17 octombrie la ora 12 tu ne-ai spus că te-ai simțit bine. Ok. Telefonul pe care eu îl plimb tot timpul cu mine știe tot timpul și unde sunt. Aha. Și atunci, atâta vreme cât userul optează pentru funcționalitatea asta, pentru că poate să nu opteze pentru ea, dacă nu dorește, eu pot să asociez stările unor locații. Și nu sunt așa multe locații prin care eu îmi petrec viața cu adevărat. Dar dacă mă întrebi acum cum mă simt acasă versus cum mă simt la servici... La servici mai bine decât acasă. Că acum pot să spun că am folosit aplicația. Poți sau trebuie? Vreau. Asta de la cursuri ți se trage. Exact. O să povestim Mihai și despre cursuri. Mai aici. Voi ați stabilit că Mihai e cel mai amuzant dintre voi, că tu nu ai microfon, degeaba ne spui dacă nu te duci spre Mihai. Dai, așa. Dar s-a stabilit că e cel mai amuzant și asta nu creează deloc presiune. Deci sunt locurile, sunt convorbirile telefonice. Convorbirile telefonice e altă noutate pe care pot să zic că am adus-o și noi la masa asta a mutrecărelor de pe piață. Pentru că ideea e simplă. Imediat ce ai terminat o convorbire telefonică cu cineva care e un contact salvat în telefonul tău... Deci cu care mai interacționezi exact, o dată în viață doar. Exact. Aplicația te întreabă, tocmai ai vorbit cu această persoană, cum te simți? Și din nou, exact același input. În timp... Toate astea rămân între tine și telefon. Persoana aia nu va afla niciodată... Am pus... Foarte, foarte mult focus pe siguranța datelor. Aha. Datele se salvează pe serverul nostru. E suficient să spui da. Da, da, nu. E, da. Ne-am gândit foarte mult la asta și avem un membru al echipei care e foarte bun pe subiectul ăsta și întotdeauna focusul lui era în direcția respectivă. Pentru că deci tu ai un dialog ca și cu sunt un private, jurnal, nu? Exact. Și trebuie și atunci, să fii sincer. Și atunci pot să zic pe zile... Pot să zic pe locații și pot să zic în funcție de ce oameni eu mă simt bine sau rău. Nu încercăm prin această aplicație să influențăm starea omului, ci doar să ridicăm o oglindă. Și care-i câștigul în final? Ai starea sufletească pe zile, locuri? Păi felul în care e construită aplicația este un, noi zicem, timeline unde sunt registrate tot. Câte un card, să zic, pentru fiecare stare, pe care eu pot să-l editez, eu pot să scriu ceva personal în el. Deja asta o transformă într-un mic jurnal. Apoi pot să zic cu precizie care, cu care persoane, să zic, ar trebui să-mi îmbunătățesc relația. Sau și să o rupi. Nu vreau. N-am vrut să mă duc în direcția de fapt, aia. Ideea e că fiecare își trage concluziile exact. În urma exact. Privirii, în oglinda asta care e... Exact. Pot să aleg persoanele spre care să mă duc ca să-mi iau energie și să văd cu care persoane trebuie să am grijă să nu pierd energie. Să punem așa. Am văzut eu aici undeva scrie pe panourile voastre scrie nu suntem imuni la oameni. Exact. Deci mare grijă cu cine, cât, cum interacționăm. Exact. Și asta face mood tracker-ul. Asta face mood tracker-ul. Te ajută să-ți tragi niște concluzii, dacă vrei să le tragi. Sau poate că e așa de puternic încât te obligă să tragi niște concluzii. Da, eu aș zice că da. Nu te obligă. Bine, cine te uiți te la poate... clasamentul ăla când te-ai simțit prost, când te-ai simțit și poți să-ți ajustezi gol. Acțiunile în funcție de cum clasamentul acela se ajustează în timp. În timp ce îmi trăiesc viața, el îmi tot reflectă viața și eu pot să iau o decizie sau altă decizie, dar măcar o iau informat. În momentul în care o iau. Și nu-i doar
mutre, deocamdată e mutrecărul, dar noi construim de fapt o suită de aplicații care vor comunica între ele și care obiectivul nostru este să construim un coach de buzunar. Un Jimmy de buzunar. Exact, pentru că asta e numai o unealtă de conștientizare, dar mai este, drumul ăsta e un pic mai lung și Ana probabil că o să ne vorbească. Te rog, las-o pe Ana, că deja exact. Pe mine m-ai făcut curioasă, dacă drumul e așa lung și ăsta e doar începutul, ce dar va fi? Dar important e că se poate downloada de pe Google Play Jimmy Mutrecker. Acestea fiind spuse, Ana, Ana, spune-ne ce drum e ăsta de care zice Mihai că Mood Tracker-ul e doar un început. Da. E doar un început și... Unde duce? Parcurgându-l, eu îmi dau seama că nici nu se termină. Ce vreau să zic cu asta? Ideea de a construi o aplicație mobilă care să facă mood tracking a plecat de la una din uneltele pe care noi le folosim în workshop-urile, în atelierele noastre de lucru Jimmy. De multă vreme. Adică noi noi folosim uneltele astea de când am început workshop-urile, adică acum 3 ani jumătate. De atunci le ținem și au trecut foarte mulți oameni pe la noi, jur de 400 de oameni deja. Aplicația asta, parcursul Jimmy Workshops, de fapt tot parcursul atelierelor, presupune o apropiere a mea de mine cea autentică. Deci cu asta intrăm în atelierele Jimmy. Cu asta, da. Și cum facem asta? Facem asta în mai multe feluri sau lucrăm cu oamenii la mai multe niveluri. Primul nivel e modulul 1 Jimmy, care modulul 1 Jimmy are 5 săptămâni de lucru. Oamenii se înscriu, vin la cursurile noastre, sunt niște cursuri pe care noi le organizăm gratuit aici. Dar în ce scop? Scopul e să își atingă un obiectiv personal sau profesional. Fiecare vine cu un obiectiv în minte și începem să lucrăm pe el. Și pot să confirm că sunt foarte colorate obiectivele pentru că am fost pe acolo și, de exemplu, de la vreau să mă trezesc mai devreme dimineața, vreau să fiu punctual, vreau să slăbesc, până la vreau să-mi găsesc un partener de viață. Deci, cum reușiți să împăcați toate astea? Încă n-am reușit să aflu, dar e interesant că fiecare are un obiectiv, sunt foarte diferite între ele și voi îi chemați pe toți. Unul din principiile noastre de bază e faptul că noi nu suntem acolo să dăm sfaturi. Noi nu suntem acolo să dăm răspunsurile fiecărui om, pentru că nu le avem. Și oamenii au răspunsurile la ei sau le găsesc în ei, așa că oricât de variate ar fi obiectivele, practic noi ce le dăm sunt niște unelte cu care să poată căuta în ei, în contextul lor, viața lor, resursele lor și ajungând acolo să reușească cu uneltele alea să se apropie mai tare și mai tare de obiectiv. Și atunci uneltele pe care noi le folosim în parcursul ăsta de modul 1, pe vreme de 5 săptămâni, sunt niște unelte combinate, să zic, din experiența pe care noi o avem pe zona de consultanță, de management, unelte care țin de managementul timpului, de exemplu, unelte care țin de planificarea activității, de planificarea unui proiect, până la urmă orice mic obiectiv personal, chiar dacă e să mă trezesc dimineață cu o oră mai repede, are un obiectiv, are niște pași, niște metode prin care eu îl ating. Și asta la fel se aplică și în zona de business, să zic, nu? Avem un obiectiv, sunt niște etape, niște pași prin care noi trebuie să trecem, niște lucruri pe care am nevoie să le fac și niște tehnici cu care le fac. Și atunci, primul pas e identificarea obiectivului, măsurarea lui, să ne asigurăm că el e unul realist, că e încadrat în timp, adică îl tratăm mult mai serios decât pur și simplu m-am gândit. Îl aducem mai tare în realitate, îl facem mai concret, apoi identificăm motivația, care sunt motivele pentru care îmi doresc lucrul ăsta și acolo descoper mult mai multe lucruri despre mine, că la etapa de motivație mulți oameni își schimbă obiectivele. Ah, deci descoperă și simplu descoper pe parcurs lucruri pe care nu le bănuiau. Da. Unii da, alții ba, depinde de parcursul fiecăruia. De fiecare dată e diferit pentru toată lumea. Doar metoda rămâne aceeași. Apoi trecem prin pasul 3, care e o
harta forțelor, zicem noi, adică o analiză a situației, care sunt oamenii care mă ajută în direcția obiectivului, care sunt oamenii care nu mă ajută, mă încurcă, poate că sunt potrivă sau poate, nu pentru că vor, ci poate că nu, alții pentru că vor, alții pentru că nu-și dau seama, pur și simplu, care sunt activitățile, obiceiurile mele, ce mă ajută, ce mă încurcă. Și plecând de la și gândurile, care sunt gândurile care mă ajută și care mă încurcă pe subiectul respectiv. Și atunci asigur că poate am obiectivul să mă trezesc dimineața, poate am obiectivul să îmi găsesc un partener, poate am obiectivul să fiu mai liniștită sau să am mai mult timp liber. Bun. Și îmi fac un inventar al lor, după care construiesc o strategie, acțiuni strategice, acțiuni tactice, după care construiesc un plan, am unelte de managementul timpului, construiesc niște obiceiuri noi și încep să lucrez la ele. În funcție de complexitatea obiectivelor, sunt oameni care își ating obiectivele în timpul celor 5 săptămâni. Sunt oameni care își ating obiectivele mai târziu. Sunt oameni care își mai schimbă obiectivele pe parcurs. De fiecare dată avem surprize frumoase și interesante până la urmă, pentru că parcursul fiecăruia e diferit. De asta, de fapt, modulul Gemini 1 e modalitatea prin care eu mă ajut să reușesc să mă ating obiective mai mici și mai mici și mai mari, să am o metodă de lucru. Atunci când știu clar ce-mi doresc, să știu care sunt pașii prin care eu abordez obiectivul. Zice mai mult despre metodă? E metoda aplicată la un obiectiv, pentru că eu ulterior pot să folosesc aceeași metodă la diverse obiective ulterioare pe care mi le pot seta în următoarea perioadă de timp sau peste un an, doi, trei. Ok. Asta e modulul 1. 5 săptămâni. Modulul 2 e un parcurs care are 12 săptămâni. E un parcurs care pleacă de la premisa că, ok, mă ating un obiectiv, dar poate că obiectivul ăla nu mă face neapărat mai fericit. Modulul 1 are sloganul ce te oprește să fii fericit. Vezi, nu am vorbit, dragoste, viziune, misiune, valorile noastre. Aha, deci... Da. Pus în cont... Aveți pus și în o miză. Da. Pus în contextul ăsta, să vedem care e viziunea noastră. Să fiu din ce în ce mai mult eu însă, să fac ce mă duce pace și bucurie și să ajut pe ceilalți să fac același lucru pentru ei. Bun, și atunci... Sunt grozav. Ideea următoare, pasul 1 ar fi, când sunt eu fericită, păi când am ce-mi doresc. Ce-mi doresc? Păi am o listă de obiective, hai să văd cum mi le ating. Și dacă mă ating primul obiectiv, văd că mi l-am atins, orice bine, durează entuziasmul o bucată și poate pe unele obiective și deseori se întâmplă să se termine repede sau prea repede, mai repede decât m-am așteptat și îmi dau seama, ok, am reușit lucrul ăsta, dar poate că, uite, după o vreme s-a stins entuziasmul și eu nu sunt, de fapt, mai fericită per total. Am fost atunci o perioadă de timp. Și îți dai seama că nu lucrul acela era ceea ce te poate face fericit. Și atunci asta mă duce pe mine în modulul 2, unde caut să mă descoper, să văd cine sunt eu cu adevărat, ce fel de viață vreau să trăiesc, care sunt talentele mele, care e vocația mea. Și ca să ajung acolo, avem... În modulul Gemini 2 avem trei etape, o etapă de conștientizare, awareness, zicem noi, o etapă de compasiune, compassion, și o etapă față de mine. Da. Awareness față de mine, compasiune față de mine și față de ceilalți, și o etapă de choice, care înseamnă o etapă de alegere sau de noi alegeri, aleg să fac lucrurile diferit. No. Și în prima etapă de conștientizare folosim unealtea de care vorbea Mihai mai devreme, în care evaluează starea de spirit. În funcție de loc, timp. Da. E foarte, da. E foarte complex. Da, eu nu vreau să fie exhaustivă acum, doar să ne faci așa o schiță a ce înseamnă Gemini în ceea ce ai și făcut, de fapt, Gemini în atelierele voastre, care merg de atâta vreme și la care vin atâția oameni. Și pentru că ai pomenit valorile, de ce ați început lucrul ăsta, Gemini? Atelierele. Pentru că nu e treabă ușoară. Atâția oameni, atâtea obiective, atâtea niveluri,
cum ziceai tu, ai un obiectiv, l-ai atins, constați că nu ți-a adus, nu ți-a rezolvat viața, nu ești fericit, încă nu-i decât un început de drum și lucrurile se adâncesc. Și mergeți mai adânc cu oamenii la următorul genii, la următorul genii. Mergem în primul rând pentru noi. Pentru voi? Cum așa? Noi ne-am propus să parcurgem Jimmy-ul de fiecare dată. Și de asta ziceam la început că nu se termină niciodată, sau aproape că nu se termină niciodată. Deocamdată cred că nu se termină niciodată. De ce? Pentru că apar obiective noi în viață, apar schimbări în viață, descoper despre mine provocări noi. Și atunci, la fiecare nivel, pot să trec din nou prin același parcurs. Care e cea mai dragă? Eu i-aș da microfonul lui Dragoș, dar mă tem că nu-l mai lasă după cum îl cunosc. Dar trebuie după cât am vorbit până acum. Nu, că ai fost așa într-un fel de grevă a tăcerii, tocmai ca să, pentru că ți-am spus că vorbești mult. Care e miza cea mai mare? Adică de ce facem chestia asta? Și de ce faceți? Da, și de ce și pentru ce facem? Uh-huh, da. De pentru ce? Că dacă s-ar opri la obiective de genul modulul 1, cum spunea Ana, vreau să mă trezesc și mai dimineață, vreau să slăbesc un pic, vreau să, nu știu. Sunt unii care vor să se trezească mai târziu și să nu se simtă vinovați. Excelentă idee! Cum? I-ați ajutat și pe ăștia? Încă mai lucrez la asta. Este obiectivul meu. Da, există, vă pun oamenii unor în dileme morale, știu eu, apropo de exemple din astea cum ai dat tu, da. Vreau să învăț să spun o minciună mică pentru că știu că adevărul ar răni. Ce faci? Îl ajuți pe om într-un asemenea obiectiv? În împlinirea unui asemenea obiectiv? Păi e foarte simplu. Stăm și ne uităm la viziune și la valori. Care e viziunea noastră? Să fim noi înșine, să fim autentici. Păi aia ce înseamnă? Adevăr. Asta înseamnă să fiu eu autentic și pe urmă să fac adevărul, să am o armonie, o corelație între ce cred și ce fac. Și, bun, în cazul ăsta ce înseamnă? El îmi cere ce? Aia. Să poată să spună o minciună în mod convingător, pentru că el crede că ar răni mai puțină lumea. El crede lucrul ăla, dar eu atunci, noi folosim, de fapt, deci ceea ce facem cu mutrecărul, ceea ce facem cu conceptul de căuși de buzunar, facem și în discuțiile individuale sau de grup. Punem întrebări. Și omul își găsește răspunsurile singur. Și automat întrebarea ar fi, dacă tu ai spune minciună pentru un scop nobil, normal, da. Te apropia de adevăr. Și deodată omul începe să-și pună întrebări. Stai să văd, m-aș apropia, nu m-aș apropia de un obiectiv. Obiectivul ăla e adevărul. Și de fapt intrăm într-o zonă adevărată, în zona spirituală, pentru că Jimmy 2 se urmează, după un Jimmy 2 urmează un Jimmy 3. Și după un Jimmy 3 mai urmează ceva? După Jimmy 3 urmează un fel de școală de mentor de Jimmy, noi zicem Jimmy 4, în care cei care au decis... Au rezistat și au decis. E o muncă grea. E o muncă foarte grea și cei care au decis că munca asta, că ei decid, de fapt, au decis că nu se oprește munca în momentul în care se termină Jimmy 3, că de fapt devine un stil de viață, ei ajung să-și dea seama că în primul și în primul rând, ca să poată să ducă efortul ăsta, au nevoie de un cadru și cadrul ăsta este Jimmy 4, care presupune că avem timp alocat și ne întâlnim pentru a ne sprijini unii pe alții și pentru a continua să devenim conștienți, să iertăm, să acceptăm, să fim recunoscători și într-un final să ne schimbăm viața. Asta e modulul 2. Și să ne apropiem din ce în ce mai mult de sinele autentic, care înseamnă să ne apropiem de spiritualitate, de fapt să ne apropiem de Dumnezeu. Și pentru cei care au decis că ăsta e viața lor, ăsta e drumul de toată viața, automat înțeleg și că prin ei curge altceva. Și atunci, Jimmy 4 e necesar în calitatea noastră de vase care se repară și se umplu și curg spre alții. Și atunci ei devin
la rândul lor oameni care cresc oameni, care, de fapt, prin care se cresc oameni, mai bine zis. Și asta e Jimmy 4. Referitor la dileme morale, nu există întâlnire fără dileme. Dileme. Oamenii sunt de fapt să aleagă. Da? Acum poți să spui? Oamenii sunt puși de fapt să aleagă ei ce fac. Sigur că ei sunt ajutați cu o serie de întrebări să înțeleagă mai bine ce se întâmplă într-un fel, ce s-ar putea întâmpla în alt fel, dar nu pentru că spun eu, ci pentru că își pun ei întrebarea și apoi tot singur decid. Deci nu obligați la nimic, pe nimeni, niciodată? Nu, pentru că noi nu știm ce e mai bine pentru el, până la urmă. Asta e o premisă foarte importantă. Că fiecare știe mai bine pentru sine. Exact, tocmai de asta nici mutrecăru nu dă verdict, sfaturi, fă asta, fă cealaltă, pentru că n-am cum să știu ce să îl sfătuiesc pe om, clar. Pur și simplu. Și atunci îl ajut să se înțeleagă mai bine, să-i fie mult mai clar, sursa stărilor, sursele stărilor, și apoi să înceapă să ia decizii singur. Iartă-mă, Dragoș, că nu mă... Jimmy e conștiința, putem să-i zicem. Conștiința. Păi da, că de acolo, din povestea pornit, clasică, și povestea asta Jimmy modernă a voastră. Și, practic, noi suntem oglindă și oameni care au mers un pic mai departe pe drumul lor, au trecut de etapa asta și s-au întors să spună la alții. Și din această mărturisire, deci din... Noi umblăm, împlinim, ne întoarcem și mărturisim și din această mărturisire fiecare din ceilalți colegi de drum își poate trage concluzia lui. Noi nu dăm sfaturi, însă oglinda dă. În momentul în care e echivalentul a fi conștient de propria stare interioară, este echivalentul a mă uita în fiecare dimineață în oglindă. Și am aranjat părul, am spălat pe față, am mă curăța. Nu îmbunătățim. Sunt două moduri de a trata viața, din interior spre exterior sau din exterior spre interior. A face ca să fie sau a fi ca să facem. Noi credem în a fi ca să facem. Și de fapt asta înseamnă că ne căutăm, ne găsim adevăratul eu, pe drum dezasamblăm o grămadă din ego și ajungem la un moment dat într-o etapă în care habar nu mai avem cine suntem. Și acolo, în momentul ăla de gol maxim, acolo încep să vină răspunsurile dacă stăm suficient de mult. Și de fapt suita de app-uri de care vorbea Mihai, că la ea lucrăm, va fi, în momentul în care se va asambla complet, va fi capabilă să creeze un ghid la purtător, un ghid de buzunar pentru fiecare din cei care e dispus să treacă prin chinurile, prin ordaliile astea, că nu e ușor, dar este un premiu foarte, foarte mare la sfârșit. Spune-le. Pace și bucurie. Vorbești despre autenticitate, conștiință, pace, bucurie. Într-o lume care e cu mult relativism, cum aranjezi lucrurile? Cum pui lucrurile în locurile lor? N-ai nevoie de un reper? Fiecare din noi avem vocea conștiinței în noi. Acum, fiecare din noi crede că vocea conștiinței este ceva. Pentru mine nu e numai vocea conștiinței, e vocea lui Dumnezeu. Deci tu ai un reper. Și, da, dar reperul este în mine. Și tocmai asta este frumusețea. Că vom ști noi înșine ce este bine și ce este rău. Dacă începem să ascultăm. Dacă ne închidem urechile și ochii înspre lume și începem să ne deschidem urechile și ochii și celelalte simțuri înspre interior și înspre lumea nevăzută, într-un final. Bine, jumătate de minut. Pentru cum a început Jimmy? Jimmy e o nebunie. O trăznaie. Trăznaie e Jimmy Mutregăr. Jimmy e o nebunie. Și de ce o facem? De multe ori mă întreb, uneori în fiecare săptămână. Ai întâlnit un caz disperat sau de ce? Cum a început? De ce? Eu eram cazul disperat, da. Mi-am întâlnit un caz disperat și s-a întâmplat să se întâmple ceva bun cu cazul ăsta disperat și după ce am trăit niște minuni în viața mea,
Ca întotdeauna când primim un dar de preț, suntem chemați să-l dăm mai departe. Și am fost chemați să-l dăm mai departe și suntem chemați să-l dăm mai departe. Cu cât îl dăm mai departe, cu atât avem mai mult ce da mai departe, pentru că cu cât dăm mai mult, avem mai mult.